Cu ani în urmă, un scoțian urma să se îmbarce pentru călătoria sa în America. A decis că va economisi atât cât poate pentru mâncare în timpul călătoriei pentru care avea să o facă, pentru ca să-i mai rămână bani atunci când va ajunge în New York. S-a dus la un mic magazin, a cumpărat biscuiți și brânză pentru a avea de mâncare în călătorie. Dar pe măsură ce călătoria a progresat, aerul mării l-a înfometat foarte mult, iar ca să se înrăutățească și mai mult lucrurile, umezeala din aer i-a făcut ca brânza să fie mai tare, iar biscuiții săi să fie mai moi. Era aproape disperat de foame. În timpul acesta a simțit miros apetisant de la o mâncare delicioasă pe care o ducea chelnerul. Omul flămând s-a hotărât că va lua o masă bună, chiar dacă va trebui să cheltuie mai mulți bani. Aștepta să se întoarcă chelnerul și apoi l-a întrebat cât costă. Acesta i-a cerut să-i arăte biletul, i-a arătat biletul și chelnerul i-a spus că toate mesele erau incluse în prețul biletului. Bietul om putea să economisească banii pe care i-a cheltuit pe biscuiți și brânză și putea să aibă toate mesele la dispoziția lui. Ceva asemănător se întâmplă cu mulți dintre creștini. Din cauza credinței, ei cred că sunt mântuiți, că vor avea parte de bucurie, dar nu aici, în viața aceasta, ci dincolo, în viața viitoare. Aici trebuie să mergem prin Valea Umbrei Morții. Surprinzător, oamenii de știință au descoperit că cei care sunt mai aproape de Hristos sunt mai fericiți, mai puțin deprimați și mai puțin anxioși. Cu ceva vreme în urmă am experimentat acest lucru. După terminarea Institutului Teologic, a fost o perioadă foarte grea pentru mine, deoarece eram mai mulți care am absolvit și erau puține locuri disponibile. În greu așteptare a unui răspuns, am mers la malul mării și să fac colportaj. Acolo eram încurajat să studiem mai mult, să ne rugăm mai mult și să facem misiune mai mult. În acea perioadă m-am simțit foarte aproape de Dumnezeu, dar și foarte fericit. Îmi vine în minte și o întâmplare străveche. Era miezul nopții, toți prizonierii erau încuiați în celulele din temniță. Dintr-o dată s-a auzit cântare. Doi prizonieri, Pavel și Sila, cântau laude lui Dumnezeu. Fuseseră bătuți și aruncați în închisoare pentru că le spuseseră altora despre Iisus. Cum puteau Pavel și Sila să laude pe Dumnezeu în asemenea momente? Ei aveau bucuria în inimă prin locuirea Duhului Sfânt. Noul Testament afirmă, îi veți cunoaște după roadele lor. Iar Pavel explică că aceste roade sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine și credincioșia. Galateni 5,22. Dacă bucuria este roada Duhului, atunci Duhul Sfânt este Cel care oferă și mai multă bucurie prin patru lucruri. În primul rând, Duhul Sfânt este Cel care ne conduce înaintea Lui Hristos, înaintea prezenței sale. Psalmul 16, cu 8 și 9 spune, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. De aceea, inima mea se bucură. În țări conduse de regi, există mai multe reședințe ale acestora. Iar palatul unde este familia regală, în acel moment, se arborează un steag. Bucuria este steagul la castelul inimii mele când regele este în reședință acolo. În al doilea rând, Duhul ne aduce și mai multă bucurie prin faptul că ne ajută să avem relații mai bune. Tot în Galateni 5,22 descoperim că Duhul Sfânt este Cel care ne ajută să fim împăciuitori și să avem răbdare cu ceilalți. Iar lucrul acesta ne va ajuta să avem relații mai frumoase cu cei de lângă noi. S-a făcut un studiu special, 75 de ani a durat acest studiu, să răspundă la o singură întrebare, o întrebare simplă. Ce aduce fericire în viață? Iar răspunsul a fost la fel de simplu. Relații sănătoase aduc fericirea. Într-un sondaj în Statele Unite ale Americii, în 2006 și 2007, cercetătorii au descoperit că 33% dintre cei care participă la slujbe religioase în fiecare săptămână și în același timp au prieteni apropiați la biserică, au declarat că sunt extrem de fericiți. În al treilea rând, Duhul Sfânt aduce și mai multă bucurie atunci când vorbim altora despre Iisus. Îmi amintesc că am fost în vizită la o persoană la spital și imediat ce am ajuns acolo, am văzut scris pe un afiș mare că are interdicție la lichide.
putea să consume maxim 250 de mililitri. Era extrem de slăbită. Vorbea atât de încet încât trebuia să mă aplec pentru ca să o aud. Dar pe măsură ce a început să vorbească despre Isus, prindea glas și prindea putere în glasul ei, iar ochii scânteiau de bucurie pentru că Isus era alături de ea și aducea multă, multă mângâiere. Un scriitor care a câștigat premiul Nobel spune așa: adevărata bucurie în viață este să împlinești un scop pe care tu să-l consideri important. Să fii o forță a naturii în loc să fii o zdreanță tremurândă, egoistă, plângăcioasă și suferindă, ce reproșează întregii lumi că nu se străduie să o facă fericită. Consider că viața mea aparține comunității și atât timp cât voi trăi, am privilegiul să fac tot ce îmi stă în putere pentru ca să o fac mai fericită. În al patrulea rând, Duhul Sfânt ne aduce mai multă bucurie atunci când ascultăm de legea sa. Psalm 1 cu 2 spune: ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Toată durerea și toată suferința umană sunt rezultatul faptului că omul a pășit în afara voinței lui Dumnezeu. Prin urmare, ascultarea de voia lui Dumnezeu, prin ajutorul Duhului Sfânt, va contribui la recăpătarea bucuriei. Am auzit de mai multe ori spunând că spre vârful muntelui, adică spre mântuire, există mai multe poteci, iar fiecare religie își alege drumul ei spre acolo. Și ni se reproșează că de multe ori noi adventiștii ne-am ales cea mai grea potecă. Sigur că vom ajunge și noi acolo, spun ei, dar fără să avem bucurie în viața de acum. De acest fapt, parcă Biserica Adventistă parcă și-a luat cea mai grea cale să ajungă spre împărăție. Dar scrie Scriptura în Matei 7 că intrați pe poarta aceea strâmtă. Strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Aceasta include păzirea poruncilor, abținerea de la consum de alcool, renunțare de la fumat și altele. Să nu, să nu, să nu. Toate aceste să nu-uri par să fie o greșeală, dar oamenii de știință au ajuns să înțeleagă că abundența deciziilor posibile într-o societate liberă, orientată spre consum, ne poate aduce nefericire. Chiar poartă un termen și anume paradoxul alegerii. Adevărata religie interzice vicii care în timp pot să afecteze sănătatea și odată cu sănătatea ne poate fi afectată și fericirea. Deși pare paradoxal, pășim împreună cu Isus pe calea îngustă și ajutați de Duhul Sfânt, ne aduce și mai multă bucurie. Ellen White scria: este datoria creștinilor să convingă lumea că religia lui Hristos dezbracă sufletul de hainele de apăsare și de jale și îmbracă apoi cu bucurie și voieșie aceia care îl primesc pe Iisus ca Domn și Mântuitor, care iartă păcatele, sunt îmbrăcați în hainele sale de lumină. El este cel care le ia păcatul și le oferă în schimb neprihănirea sa. Bucuria lor este deplină. Cine poate fi mai îndreptățit decât creștinii să cânte cântări de bucurie? Nu ei așteaptă în curând să devină membri ai familiei regale, copii ai împăratului ceresc? Nu este Evanghelia vestea bună a unei mărețe bucurii? Atunci când făgădințele lui Dumnezeu sunt acceptate fără reținere și pe deplin, în viață este adusă strălucirea cerului. Ne reamintim cele patru lucruri pe care ne le aduce Duhul Sfânt. Ne oferă mai multă bucurie atunci când ne conduce în prezența lui Isus. Ne oferă și mai multă bucurie atunci când avem relații bune cu cei de lângă noi. Duhul ne oferă bucurie atunci când ne conduce să vorbim și altora despre Isus. Și nu în ultimul rând, Duhul ne oferă bucurie atunci când ne ajută să ascultăm de legea lui Dumnezeu. Dumnezeu să dezvolte roada Duhului în viața noastră, adică bucuria. Amin.